că mi-a spus în dreptul meu că a venit o zi când Dumnezeu mi-a vorbit și mie. Am fost crescut într-o familie simplă de oameni ortodoxi. Părinții mei au fost oameni simpli și au lucrat pământul. Și întotdeauna mi-amintesc că la fiecare sărbătoare mama avea o cană specială de pământ, punea toată mâncarea, punea toată băutura care era și o închina idol. N-am crezut de mic lucrul acesta și vă spun ceva. Dacă dumneavoastră mai aveți, fie că aveți părinți, fie că aveți bunici, fie că trăiți în dreptul anumitor persoane în viața aceasta fizică, dăruiți-le acestora atâta timp cât sunt în viață. Pentru că după moarte nu le mai puteți dărui nimica. De aceea Sfânta Scriptură ne învață la fapte bune, pentru că Dumnezeu a făcut faptele bune ca noi să umblăm în ele și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În această familie am fost crescut, am terminat școala primară și m-am angajat la o fabrică care se numește fabrica care făcea motoare diesel, se ocupa de motoarele diesel și acolo, când m-am angajat, m-am ocupat cu alte lucruri. Niciodată n-am găsit lângă mine pe cineva să-mi spună despre dragostea Domnului Iisus Hristos, să-mi spună despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Am trăit cu oameni care au trăit într-o lume interlopă. Mi-a plăcut ca întotdeauna atunci când treceam prin centrul orașului să mă salute cineva, să cred că sunt cineva. Dar este cea mai mare înșelăciune a unui om să se creadă că este cineva și să ajungă la concluzia că ești un om de nimic dacă nu-L cunoști pe Hristos. Și lucrul acesta este valabil fie că ești un director de bancă, fie că ești un profesor, fie că ești un director de spital, fie că ești cineva pe pământul acesta în viața fizică. Noi suntem nimic fără Dumnezeu, pentru că prin El avem moștenirea. Am fost încurcat cu tot felul de lucruri și m-am apucat la vârsta de 22 de ani să practic această tehnică care se numea Kung Fu. Și pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă Kung Fu, Kung Fu era o tehnică de bătaie, dar nu era un sport, era așa cum era pictura sau cultura, dar însemna arta aceasta de a te lupta. Nu doresc să privesc, să vorbesc despre aceste lucruri, ci vreau să vă spun că întotdeauna când lipseam de acasă, mă întreba mama și tata unde ai fost, ce ai făcut, mă întreba și soția mai târziu, pentru că m-am căsătorit în timpul acesta, unde am fost și pe unde am umblat. Dar niciodată, dragii mei, Dumnezeu nu m-a întrebat pe unde am umblat și ce am făcut. Cel mai lung proces din viața mea a durat 44 de ani. Și în fiecare zi, Satana a scris în dreptul meu, ai fost acolo, ai făcut asta, ai vorbit asta, nu trebuia să mergi. A fost un dosar atât de mare că nici n-am putut să privesc la el și păcatele mele au fost atât de mari, atât de multe ca nisipul mării care nu se poate număra. Într-o zi, venind din Austria, m-am angajat la un patron care deținea pom fructifer și vie. Lucram între 60-70 de mii de litri de vin într-o pivniță atunci când trebuia să etichetez. Toate lucrurile astea făcute de Satana ca să ia mintea omului. Dați-vă dumneavoastră seama, după 22 de ani de bătaie și din mediul acesta alcoolist m-a scos Dumnezeu afară. Pe când mă antrenam într-o sală, într-o seară după terminarea antrenamentului, stând cu sticla de bere în mână, m-am gândit la Dumnezeu și în cugetul meu am zis, Doamne, poate altceva pentru mine și eu aș vrea să fiu copilul Tău. Am căutat o biserică și Dumnezeu ne-a adus în locul acesta. Știți că omul caută un răspuns în viața lui, fie că caută 20 de ani, fie că caută 50 de ani, dar el caută un răspuns la viața lui, caută aceea mulțumire sufletească. Știți că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar noi avem un gol în suflet și golul acela nu-l poate umplea decât Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Am ajuns în locul acesta, dragii mei, și eram sub influența alcoolului de o seară înainte. S-a ridicat un vas de lucru înaintea noastră și vorbea din partea Domnului și spunea, bărbatule care ai pus mâna pe paharul nevredniciei, n-am știu ce înseamnă. Fratele păstor astăzi este martor că s-a ridicat în picioare și a spus, dacă aș ști în dimineața aceasta care ați consumat alcool, v-aș ridica în picioare, v-aș face de rușine și v-aș scoate afară de aici. M-am ascuns după un scaun și am trăit 22 de ani de
Am trăit 22 de ani de Kung Fu, am trăit din pumn și din putere, dar ziua aceea m-am băgat după un scaun, căci Duhul Sfânt m-a cercetat. Și am zis, Doamne, dacă în dimineața aceasta nu mă vei ridica în picioare, îți promit că în viața mea n-am să mai beau. Au trecut aproape 9 ani de zile. Și din ziua aceea Dumnezeu m-a purtat în carul lui de biruință și din putere în putere. Niciodată Dumnezeu n-a uitat să mă ridice din pat. Niciodată Hristos n-a uitat să-mi deschid ochii, să mă întărească mădularele de carne. Niciodată n-a uitat Domnul să-mi pună pâinea pe masă. Niciodată nu m-a lăsat fără haine. Și dacă am trecut prin valea umbrei morții, El a fost cu mine, slăvit să fie numele Lui. A venit la fratele păstor, timpul a fost scurt. Și am luat o hotărâre și am spus, frate păstor, aș vrea să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu împreună cu soția mea. Fratele păstor a spus, zice, mai așteptați, poate este prea devreme. Am dus acasă, soția mea a spus, zice, asta poți să iei hotărârea asta în dreptul tău, nu într-a meu. Am rugat Domnului. Domnul a văzut că am fost neputincios. Și după 2 zile, soția mea a ajuns la concluzia că pasul acesta să-l facem împreună pentru slava lui Dumnezeu. Mă bucur că în locul acesta Dumnezeu s-a atins de toată familia noastră, împreună cu toată familia l-am cunoscut pe Dumnezeu. Știu că va veni o zi, poate când voi pleca din locul acesta, dar știți că oriunde te-ai duce, pe lumea asta n-ai să uiți niciodată locul unde te-ai născut. Și eu m-am născut în locul acesta și nu doresc să uit niciodată. Viața cu Iisus Hristos, dragii mei, nu e o viață ușoară, dar e o viață frumoasă. Mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu în 2004 și am crezut că sunt un om care scap de probleme. Dar problemele au început să vină și Dumnezeu, dragii mei, nu ne-a promis case frumoase, nu ne-a promis vile, nu ne-a promis bani, ci El ne-a promis viața veșnică și ne-a spus, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Vreau să spun că Dumnezeu nu te va lăsa niciodată. Fie că ești pe un pat de spital, fie că ai o boală care nu se poate vindeca, fie că toată viața ta ai găsit o soluție, acolo pe patul de spital cheamă-L pe Domnul astăzi, nu mâine, pentru că ziua de mâine nu o cunoaștem. Cheamă-L pe Domnul astăzi în viața ta și predă-ți viața în mâna Lui. Fie că ești în spatele gratilor, într-o închisoare astăzi, dacă auzi acest mesaj din partea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt te va cerceta, predezi viața în mâna lui Dumnezeu. De multe ori noi ca oameni suntem respinși de cei care trăiesc în jurul nostru. Există o zi în viață fiecare dintre noi când poate te dă la o parte soția care nu te înțelege, te dau la o parte copiii, te dau la o parte prietenii, parcă nu mai găsești alinare, nu mai găsești o soluție în viața ta. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos este acela care nu te dă la o parte niciodată. Indiferent cât de jos ai fi, indiferent ce ai făcut în viața ta, Dumnezeu nu m-a întrebat niciodată ce am făcut. A fost o zi când Dumnezeu s-a oprit în dreptul meu și a venit și satana cu dosarul meu acolo. Și după ce mi-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, i-a spus Domnul Satane, ești un mincinos. Și am văzut dosarul meu, că Dumnezeu m-a răscumpărat cu Sfânt Sângele Lui. Amin. El face lucrul acesta și astăzi, după 2000 de ani. El n-a obosit niciodată să ierte. Amin. El n-a obosit niciodată să spună, te aștept. M-am gândit la bunătatea lui Dumnezeu, care niciodată noi nu putem să cuprindem, nu putem să înțelegem, și spune că bunătatea și credincioșia Lui ajunge până la noi. M-am gândit că nu se poate măsura nici în metri pătrați, nici în metri cubi. Dar această bunătate a lui Dumnezeu să vie în inima fiecare dintre noi. Să zicem că lei pe cineva în jur, într-un an, 2 ani la rând, 10 ani, 20 de ani. La un moment dat o să ți se împetrească inima, la un moment dat nu mai vrei să vezi în ochi. Dar Dumnezeu s-a lăsat bajocorit și astăzi. Dumnezeu te cheamă și astăzi, Dumnezeu și astăzi mai iartă, dragii mei. El n-a categorisit păcatul și niciodată El nu te-a tras la judecată. Doar prin simplu fapt se vine.